a noastră a tuturor românilor de pe divine, să fie prilej de bunătate și de dragoste, de unitate și să nu uităm că acestea sunt prețuite și acestea toate fac parte din gândirea lui Dumnezeu. Și toate acestea când le înfăptuim, noi absolut cu toții ne așezăm în acea gândire a lui Dumnezeu. Și pentru că vin de la Putna, de la Mământul Măriei sale, a Sfântului Voievod Ștefan, unde candela s-a aprinsă de peste 500 de viitor anul care vom păși, vor fi 500 în 10 iulie, vor fi 550 de ani de când Măria sa Ștefan a pus candela la temelia Mănăstirii Putna, deci la temelie la temeierea Mănăstirii Putna, am să amintesc un cuvânt pe care a scris cronicarul despre el, despre Ștefan. Cu Ștefan s-a împlinit gândul lui Dumnezeu. Ei bine, doresc din toată inima tuturor celor care au mâinile lor destinere neamurilor, a popoarelor. Doresc tuturor acelora care dascărilor și învățătorilor, profesorilor noștri, din școlile noastre, de aici, din regiunea Cerdâns, și din toată România, și de peste tot unde se trăiește și se vorbește românește, doresc dascărilor ca să se așeze în acea gândire frumoasă, plăcută lui Dumnezeu, și să transmită copiilor și tinerilor dragostea de neam și de patrie, dragostea de rădăcinile noastre sfinte. Academicianul Tatăl Unică spunea într-o zi la Putna, acolo lucrurile care s-au organizat acolo, un popor când își uită rădăcina și un popor când nu-și mai cunoaște rădăcinile sale, acel popor se pierde.